Bine v-am regăsit! Astăzi la Rețeaua de Idoli avem un invitat pe numele căruia sunt destinate destule speranțe ale românilor. O să încep să-l întreb dacă e adevărat faptul că prima poreclă pe care a avut-o în copilărie e aceea de Broni de la Brontozaur. Da, așa este. Trebuie să dezvolt sau... Da, înțeleg că se întâmpla după ce într-un cantonament. Da, cred că aveam în jur de 10 ani, eram așa, într-un cantonament în Ucraina, atunci cred că nici nu era Ucraina, era Rusia, Odessa. Am mâncat cam multe porții de griș cu lapte, cred că era. Nu, erau paste cu nucă, ceea ce mi s-a părut destul de neobișnuit. Da, acum dacă aud că e din spațiul slav, nucă și zahăr, asta. Ceva de genul, nu mai țin minte exact, în fine, la ideea 7 porții. Ideea scrie că istoria, că la sfârșit eram foarte plin și m-am văzut antrenorul atunci pe domnul Mihanovski și mi-a zis, băi, ai mâncat ca un brontozaur. Deci avem în față un sportiv. 103 sunt golurile pe care le-ați marcat în seria. Da. 103. Cum vă distrați în copilărie? Există amintiri înainte de fotbal? Poate că asta e mai corect. Există amintiri cu la 3 ani, 3 ani și un pic. Amintiri legate de mine și de tatăl meu, când ne jucam cu mingea în casă. Pe atunci, visul meu era să fiu portar. Comediantul preferat? În general, da, glumele bune. O persoană fără de care n-ați fi fost, cine sunteți? Mama. A existat vreun idol vreodată? Această emisiune se numește Rețeaua de Idol. Am avut mai mulți, începând de la Hagi, care a fost idolul tuturor copiilor. M-a plăcut Platini, m-a plăcut Zidane și tot așa. Doamnelor, domnilor, putem aprinde și reflectoarele ca să dezvolim faptul că invitatul de astăzi de la Rețeaua de Idoli, cum spuneam, recunoscut de toată lumea drept Adrian Mutu, dar alintat cumva de fanii lui de aici din România drept Briliantul. Asta sună mai mult decât prețios. De unde vine asta cu Briliantul? Da, e o poreclă pe care mi-a dat-o domnul Nețoiu. Vremea când erați la Dinamo. Când eram la Dinamo, da. Pentru că datorită dânsului s-a făcut transferul și atunci spuneam, mi-am luat un briliant și a rămas așa. Eu m-am descoperit la Florența. M-am nimerit în anii aceia în care ați făcut acolo carieră și istorie. Il Fenomeno era numele cu care vă alinta toată galeria de acolo de la Fiorentina. Și țin minte că am ajuns acolo într-o dimineață care urma unui mare succes al echipei și înscrisese Mutu toate ziarele care erau pe tarabe în Piața Mare din Florența, erau cu figura lui Adrian Mutu pe prima pagină. A fost unul din momentele în care îți venea să chiui și să dai un ghion pe stradă și să spui, sunt și eu din țara din care vine și băiatul ăsta pe care îl vedeți aici. A fost, cred că, probabil cea mai frumoasă perioadă. A fost o perioadă foarte frumoasă, acum nu știu dacă, probabil, da, cea mai frumoasă perioada mea la o echipă de club, pentru că eu totuși consider că perioada frumoasă tot timpul și cea mai frumoasă este cea petrecută la echipa națională, 14 ani aproape, deci într-adevăr au fost 5 ani de vis. Așa, 5 ani în care au existat români care spuneau că chiar asta spuneau. Nu suntem din Argeș, dar suntem români ca el. Sușitare că sunt român, ceea ce mă făcea să fiu mândru și onorat că pot să mă reprezint țara așa cum trebuie. Drumul a început la Pitești. Un tată profesor de matematică, o doamnă, persoana fără de care n-ați fi cine sunteți astăzi, pe nume Rodica, care citeam că declara într-un interviu că probabil că visul pe care l-ați avea și care ar fi cel mai frumos ar fi acela să fiți antrenor la Fiorentina. I-ați spus asta mamei vreodată? Da, bineînțeles că ea mă știe foarte bine și știe probabil că unul dintre visele mele e acela de a antrena și în Fiorentina. Venea la stadion? Venea, a fost de mic, de-aia și spun că mama este persoana fără de care nu aș fi fost aici, pentru că și perseverența și ambiția ei de a mă vedea acolo, între mari fotbaliști, l-a făcut ca eu să continui pe acest drum. N-am avut niciun moment de îndoială, ca să spun așa, să nu continui, dar ea a fost alături de mine în momente în care, spun mai puțin bune sau momente când eram trist,
având un tată care era, ce spun, mai sever și profesor laudele, de matematică. Laudele nu ieșeau așa cu ușurință. Noi, ia să spun așa, echilibra balanța asta și m-a făcut să am un echilibru la nivel emoțional, care mi-a oferit și liniștea de a putea face fotbal în continuare. Ne întâlnim cu câteva zile înainte ca România, prin echipa de tineret, să pornească din nou în competiție. Sunt așa de mulți cei de acasă care stau cu pumnii strânși și care, pe de altă parte, sunt și gata să amendeze ce nu va ieși, încât îmi închipui că nu e o perioadă simplă. Nu, e o perioadă de analiză, e o perioadă de, să spun așa, de urmărire, pentru că urmărim jucătorii posibil selecționabil pentru Under 21, să vedem în ce formă sunt și sperăm ca, primul rând, să fie sănătos și după aceea într-o formă sportivă extraordinară. Moment în care noi pregătim totul ca ei să aibă toate condițiile și aici nu numai la condițiile de cantonament și unde stau, dar și condițiile de antrenament, antrenamentele pe care trebuie să facem, analiza adversarilor, să le oferim informații care să-i ajute să câștige meciurile. Nu e cea mai simplă dintre grupe. Suntem în grupă cu Germania, cu Ungaria, cu Olanda și jucăm la Budapesta, așa începe toată această cruciadă, într-un fel. Da, dar așa cum a spus și băieților, pot să spun și acum, la un moment dat a venit timpul când ar trebui să jucăm cu toți. La ambiția pe care o avem noi și aceea de a merge cât mai sus în acest campionat european și chiar de ce nu să întrecem performanța de acum 2 ani. A venit momentul când mai trebuie să joci cu adversarii ăștia puternici, așa că nu trebuie să ne sperie, din contră trebuie să ne mobilizeze și să ne gândim că și ei să gândesc la același lucru, că România e echipă puternică, România e echipă care a demonstrat că are o forță, care poate bate orice adversar. Așa că aveți și misiunea de a compensa, dacă vreți, dezamăgirile pe care echipa mare le-a adus întregiță tuturor suporterilor. Nu cred. Toată lumea are așteptări de la fotbal. E și asta. Luați-o în calcul. Nu luăm în calcul pentru că noi nu o vedem chiar așa drastic așa cum o vedeți voi. Nu. Eu credem că Naționala Mare totuși trece într-o perioadă de, spun așa, de un schimb de generații care se produce într-o perioadă de schimbare. Și trebuie timp și încredere în antrenorul mult perioada asta. Actual. Asta nu depinde doar de antrenorii care vin la echipa națională, ci și de ce material au și asta aici mă refer la jucători care vin. Pentru că atunci când nu sunt generații care să producă fotbal așa cum și-ar dori și cum merită suporterii echipei naționale, atunci normal că ne trebuie mai mult timp. În schimb, Under 21, Naționala de Tineret, are o identitate care a fost construită de generația dinainte, și cu Mirel Rădoi în frunte, de-au avut performanțe și acum ne obligă și pe noi să ne ridicăm la nivelul lor. Eu cred că e o generație foarte bună, o generație în care chiar îmi face plăcere atunci când vorbesc de echipa națională de tineret, pentru că pot să spun că nu mi-e frică de nimeni. Ceea ce am citit asta, nu e prea mult? Nu, hazardați? Nu, pentru că suntem la fel de bun ca ei. Diferența o face detaliile, faptul cum o să pregătim noi meciurile și forma jucătorilor, dar la valoare nu cred că România Under 21 are ce să, sau eu știu, să fie frică de cineva. Deci în momentul acesta echipa de tineret a României are un antrenor care împreună cu Gheorghe Hagi e posesorul titlului de golgheterul echipei naționale. Un fotbalist care a trecut prin multe și prin multe vestiare, probabil de la unele din cele mai importante echipe din Europa sau, în fine, din elita Europei, și știe ce înseamnă presiunea și tensiunea dintr-un vestiar, din perioada de pregătire, când te întâlnești. Ce înseamnă asta? Citeam undeva cum ați plecat, aveați 20 și ceva de ani și ați plecat cu acel transfer istoric pentru România la Milano. Cum erați la început în Piața Domnului, undeva în a doua zi de Crăciun, ca să aveți meci cu 20 de ani de ziua de naștere. Da. 20 de ani. 20 de ani? 21 am împlinit în Italia. Ce înseamnă presiunea dacă asta și a intrat într-un vestiar în care erau unele din cele mai importante nume din fotbalul momentului. Un Puști, da. Din Pitești,
care a trecut pe da, la Dinamo. Totuși, puștul ăla care, din Pitești, care era la Dinamo, era golgheterul campionatului în curs. Aveam 18 goluri în 18 etape. Deci vanitatea începea să crească. Păi, sau, nu e vorba exista. De vanitate, e vorba de cifre care își vorbesc adevărul. Nu? Adică de încrederea în sine, cum am eu, nu trebuie să însemne și vanitate. Faptul că cifrele o spun, asta nu a făcut decât ca eu să scriu acele cifre prin golurile pe care le-am dat. Cine era în vestiar acolo, la Milan? Într-adevăr, acolo erau niște jucători importanți, poate mai importanți decât mine, dar dacă eram acolo, nu eram degeaba, nu? Înseamnă că aveam și un merit și meritam să fiu acolo. Ideea e alta, presiunea e doar o stare emoțională, o apăsare, ca să spun așa, care e ceva pe care de multe ori ți-o faci, ți-o produci tu însuți. Și nu e adevărată, nu e în ceea ce realitatea îți dă. Dacă suferi și te va apăsa prea tare și nu reușești să o accepti, atunci cu siguranță nu vei da randamentul pe care îl vrei pe teren, pentru că starea ta emoțională nu te va face să poți să faci acest lucru. Că cei băieți erau în vestiar, eram foarte mândru de mine și crede-mă că am încercat în fiecare zi să învăț de la ei, pentru că aveai ce să învezi de la campioni adevărați. Și eu, mai de fel, așa, fiind cu să zic, gen tupeu, pentru că eu cred că atunci când ai încredere în tine și ai tupeul ăla de sportiv, e un lucru care îți aduce niște avantaje și poate să-ți deschide niște uși și să-ți creeze niște oportunități importante. De aceea, cum spun eu, chiar dacă eram băiatul ăla din Pitești, eram micuț, dar să nu uităm că plecam din România, de la echipa după primul loc, campioană, la vremea aceea eram golgheterul campionatului, adică nu eram unul care venea așa după stradă și... Bine, validarea a venit atunci în primul meci, că mi-amintesc că ați înscris, parcă... Da, în derby, cum ați intrat pe teren. În derby, cu da. Milan. Am eu nu știu ce v-au băgat, adică au riscat. Și după 6 minute am înscris. Deci jucai Inter cu... Milan. Era derbiul orașului Milano. Ancora Recoba. Gol! Gol realizzato da Mutu, mi pare. Da Mutu, sì. Gol di Mutu, il rumeno. E gioca. Să știți că Inter nu m-a luat așa. Păi Inter am fost supravegheat vreo 3 luni de antrenor, de observator și de așa mai departe, până să producă transferul. Inter la vremea aceea avea antrenor pe Marcello Lippi, care după aia, în 2006, a ieșit și campion mondial cu Naționala Italiei. Jucători ca Imenci, ca Baggio și, nu știu, Vieri, Laurent Blanc, dacă ați auzit de el, că a fost și campion mondial cu Franța, și mai departe, și alte staruri care erau în... Și Adrian Mutu. Și eu printre ei, da. Din România. În momentul ăla nu a făcut decât să mă... În ce minut v-a băgat pe teren atunci, în acel prim la meci? La pauză. La pauză. Mm-hmm. Adică și era un început de ianuarie, înainte de ziua de naștere? Era pe 6 ianuarie, da. Ziua mea, atunci împlineam 21 de ani, era pe 8. Și era în Italia de câteva zile, nu? De pazul de Crăciun. Mă ajunsesem, cred că pe 27 decembrie sau pe 28. Mi-aduc aminte că am făcut revelion acolo cu niște băieții care erau Zanetti, Zamorano, Recoba și așa mai departe. Sudamericani. Sudamericani, că ei m-au luat cu ei, că nu știam pe nimeni. La o masă cu ei, bineînțeles, nu vorbeam nici spaniol, nici italian. Și așteptam să treacă mai repede, pentru că entuziasmul meu nu era de faptul că era anul nou, ci faptul că eram la Inter și abia așteptam să mă întorc la antrenament. Ce număr aveați pe tricou acolo? 16. La Fiorentina cred că ați avut acel 10 pe care îl glorifică Gheorghe Hagi și l-a teoretizat în... Și la echipa națională. Și la echipa națională, da. De ce vă tot întorc în timp? Pentru că aveați vârsta pe care o au o parte dintre cei care vor juca acum pentru România. Care poate că unii dintre ei sunt la primele mari întâlniri din viața lor. Cum se creează această deja echipă? Deja noi nu mai suntem chiar așa de noi. Nu vorbim de echipă de fotbal. Echipă de oameni care își doresc familie, același lucru. Cum spunem, de familie, da. Frăție. Da, nu mai suntem chiar așa de vechi, pentru că au trecut vreo 5 meciuri peste noi și de fapt acum e ne mult? Cunoaștem. 5 meciuri înseamnă mult? Păi 5 meciuri în sine așa nu înseamnă mult, dar perioada dinainte de meciuri, cât am stat în cantonament și după, și în această perioadă ținem legătura cu jucătorii, vorbim la telefon, din când în când îi urmărim la fiecare meci cu toți, sunt monitorizați.
Da, dar nu... Băieții deja am trecut peste ideea. Povesteați undeva, cum v-a zis Dobrin, da, la Pitești, acolo, să puneți talba pe minge. Nu aveți cum, nu-i vedeți, nu-i pipăiți în fiecare zi să le spuneți câte ceva care să le rămână. Deja îi cunosc pe băieți și știu ce caracter au fiecare. Chiar pot să spun că sunt niște băieți foarte disciplinați și foarte cuminți. Nu am avut nicio problemă cu ei și de aceea mi-e mult mai ușor să gestionez un grup ca ei. Mulți dintre ei au jucat și la campion sau au fost în lot și la campionatul european de acum 2 ani. Ceilalți joacă la echipe importante, unde presiunea și există, și ca la acasă. Faptul că sunt conectați și dorința lor de a ajunge fotbaliști, asta se vede pentru că sunt foarte conectați și concentrați în antrenamente. Deci nu e chiar așa de greu. Iar în ceea ce înseamnă relația lor cu mine, deja am trecut peste asta. Acum mă știu că sunt, că încerc să fiu cât mai corect posibil cu fiecare dintre ei, cu fiecare jucător care este convocat. Toți vor avea sau au avut șansa de a juca și de a arăta. Nu de a-mi demonstra, dar a arăta fanilor că merită să îmbrace tricoul echipei naționale. Și așa cum știu și le spun tot timpul, să nu uite că atunci când îmbraci tricoul galben e cea mai mare onoare pe care poți să o ai și să reprezinți țara ca sportiv. E interesant că ați stat în vestiare și ați răspuns la strategii de la unii din marii antrenori pe care i-a avut fotbalul mondial. Unii cred că chiar v-au talonat cumva cariera, pe alții poate i-ați înfruntat, pe alții i-ați înfruntat atât de public încât știm cu toții. Ce se învață, ce se fură de la antrenorul care într-un fel sau altul îți modifică viața? Primul lucru care l-am învățat și chiar îmi place acest lucru, că am răbdare mult mai mare cu oameni în general. Uh-huh. Iar asta se transmite și cu jucătorii, pentru că niciodată nu m-am uitat la un jucător și l-am comparat cu mine, pentru că nu am de ce, fiecare are talentul și e unic în felul lui. Chiar momente tensionate n-am avut parte, pentru că, așa cum spuneam, am niște băieți foarte disciplinați. Am avut noroc. Ce ne lipsește? Tot ni se pare că suntem cu un pas în urmă eșalonului premier, da, din fotbalul mondial. Poate nu mă refer acum neapărat la cei tineri care cumva vin să ardă niște etape și să recupereze niște lucruri. Ce ne lipsește? La pregătirea fizică, cred că povesteați undeva faptul că la Fiorentina, de exemplu, inclusiv atacanții aleargă mai mult decât aleargă mijlocașii din România. Undeva la 13 km pe meci și aici de-abia se... Chiar așa. În anumite meciuri, da, dar nu tot timpul. Unde e de lucrat? Dacă stau să mă gândesc la ce ne lipsește, o grămadă de lucruri pe care aș putea să le înșir aici. Și nu știu dacă e cazul, pentru că asta nu depinde doar de noi, antrenorii, sau de jucătorul, de jucător și de faptul cum se pregătește. Aici sunt lucruri care, prin puțin din spate și perioada prin care trece țara noastră efectiv și sportul în general și nu numai fotbalul, toate sporturile, condițiile dificile care au parte jucătorii și așa mai departe. Adică e mult mai complexă treaba decât să spun că pregătirea fizică și așa mai departe. Cu siguranță și ritmul care este în Liga 1 nu ajută jucătorul să-și dezvolte pregătirea asta fizică la capacitatea la care sunt cei jucătorii de afară. Și atunci e normal că nu poți să atingi nivelul ăla care ne-am dorit cu toții să-l avem. Când spunem condiții dificile, ne referim la finanțarea din fotbal, la patroni, la cei care încearcă să facă să funcționeze sistemul ăsta de găsirea talentelor, de creșterea lor. Unde ne ducem? Adică unde avem o problemă majoră? Da, în primul rând la infrastructură. Faptul că România fotbalistică e deficitară în acest punct de vedere. Copiii nu dispun de condiții bune, să nu spun foarte bune, dar bune să se antreneze. Clima fiind și cum e la noi, în vara e prea cald și iarna e prea frig, devine foarte dificil pentru ei să se antreneze. Nu au terenuri,
până și în Liga a doua, sunt terenuri care, adică, realitatea noastră arată cum o știm. Exact. Și atunci noi ar trebui puțin ca pretenții și pretențiile noastre față de echipa națională, dacă vă referați la asta și nu. Istoria dictează să... și speranțele. Fotbalul românesc a performat și în cele 4 anul timpuri. Exact. Acum 30 de ani. Acum 30 de ani erau aceleași condiții și în România, și în Germania, și în Italia. Numai că noi am rămas în urmă cu 30 de ani, iar ei s-au ridicat în ăștia 30 de ani, în ceea ce vă spuneam mai devreme, iar noi am stagnat. Și atunci, normal că, nu știu, dacă tu te antrenezi pe un teren super performant cu antrenorii cei mai buni, și aici ei vin, antrenorii cei mai buni vin dacă le ofer bani. În condițiile cele mai bune, normal că și nivelul tău crește, dacă noi, iar între cealaltă parte suntem noi, care vrem să jucăm numai din talent, nu se poate. Talentul ăsta totuși te califică pentru carieră mai mult decât munca? Adică fără talent poți să compensezi doar muncind? Da. Chiar ieri vorbeam cu cineva și spuneam că munca, da, munca, dacă e făcută așa cum trebuie și unde trebuie, bate talentul. Talentul nu e de ajuns pentru niciun sport, nu mai în fotbal. Ca să ai un talent trebuie să-l cultivi și să-l străfuiești. Dar se vorbește de geniu marilor jucători, de loviturile alea care sunt extraterestre, aia da? Vine, aia vine care... din talent. Dacă uh-huh. Ca să poți să ajungi în situația de a avea o lovitură de geniu, trebuie să ajungi să fii acolo. Ca să ajungi acolo, trebuie pregătire fizică, trebuie seriozitate ca să fii în meciurile respective, că altfel nu ești. Te pierzi pe drum și așa mai departe. Ultimul talent și geniu vine în execuție. Știți cum e? Fotbalul pansează foarte multe răni. E atât de multă lume, și nu numai bărbați, care cumva trăiesc pentru victoria tricolorului și a echipelor de club în care cred. Rege, nu e exagerare când spui că e sportul. Între ele și fotbalul, noi avem ambasadori pentru că la urmă e ce ambasador are România ca sportiv. Da. În momentul de față, cine e cel mai mare ambasador al României? Simona Halep. La nivelul cel mai înalt. Facem ceva pentru tenis? Nu facem nimic pentru tenis. Nu știu, cred că Simona reușit aproape singură doar, să facă. Doar câteva zeci de mii de copii s-au apucat de tenis pe banii părinților. Exact. Trebuie o strategie. Nu putem așa doar să că avem bani și gata, dacă nu avem persoane capabile de a face o strategie ca pe viitor să avem sportul să fie acolo unde ne-l dorim, cu infrastructură, cu antrenori, cu talente. Și mai departe, nu pot să dați pe mâine. Ce spune un om cu experiență, care joacă la o mare echipă, un profesionist, celor mai tineri? Ce anume povestiți acolo cu toții înainte de meciuri? Acum, uite, ca antrenor, de exemplu. Când se vorbește despre vestiar, de fapt nu se vorbește ca antrenor în vestiar. Vestiarul e vorba de jucători între ei. Acolo ce se vorbește și ce vorbeam noi, noi avem și vorba asta că rămâne acolo. Probabil trebuie să-i întrebați pe ei, poate ei vor să spună acum dacă ce le se întâmplă capitanul, vestiar. Da, sau sigur, adjunctul. Sau, da. Da, ce le spun eu ca antrenor e faptul că încerc să-i motivez, să-i ating pe tastele sensibile pentru care ei s-au apucat de fotbal, la visul lor. De a ajunge fotbalist, de a obține trofee, de a juca meciuri importante. Pentru cine? Pentru părinților, pentru soțiile lor, pentru copiilor. Pentru că toți simțim nevoia să fim apreciați, toți simțim nevoia să dăm cuiva înapoi și pe lângă familie și visul sau visele pe care le au, sunt și copiii care se uită la ei și devin modele fără să vrea. Dacă un jucător devine model fără să vrea, are și obligația de a se comporta într-un anumit mod și obligația de a dura la nivel mare pentru mai mulți ani, pentru că sunt mulți care ajung și dispar și mai departe. E foarte ușor să ajungi să fii numărul 1, cel mai greu este menții să fii numărul 1. Ce faci în meciurile în care îți dorești să demonstrezi și nu ți iese? Nu ți iese, că fotbalul ăsta e pe sunt multe meciuri în care
lucrurile nu ies așa cum tu ți-ai dori. Important e să înveți din aceste experiențe și odată cu trecerea timpului devine și intervine experiența. Faptul că tu ajungi într-un meci să nu ai realizările pe care tu personal ți le dorești. Sau să nu te bagi antrenorul în teren, să rămâi pe bancă. Reverim și la asta. Că atunci când ești în teren, încerci sau ce încercam eu să fac, să scot tot ce e mai bun dintr-o zi dezastroasă pentru mine, cum ar veni. Și atunci începeam să joc pentru echipă sau eu știu, alergam mai mult sau eu băgam, nu știu, încercam să recuperez mingea de mai multe ori. Încercam să toate calitățile pe care le am să le folosesc sau să le dau echipei, să le folosesc pentru echipă. Pentru că personal nu poți. Nu e ziua, așa e. Nu ești în ziua în care trebuie. Și atunci, când ai o anumită experiență, reușești să faci lucrurile cât mai simplu, nu fă lucrurile complicate, pentru că nu e ziua ta. Calitățile tale pune în slujba echipei și așa mai departe. Te bagă antrenorul. Fiind antrenor, spun că niciun antrenor nu-și face rău singur. Și orice antrenor să bage tot timpul în teren jucătorii cei mai buni și care îi dau cea mai mare încredere pentru acel meci. La modul ideal. Nu, așa este. Sau așa se întâmplă. Așa se întâmplă. Nu. Cred că eu nu pot să-mi imaginez că un antrenor bagă un jucător care nu e bun și îl ține pe unul bun pe bancă. Deci nu funcționează pe bază de simpatie, antipatie, no. Personaje agreate, oameni pe care i-a adus poate antrenorul anterior? Poate să funcționeze de simpatie, antipatie atunci când ai doi jucători la același nivel. Sunt la fel de buni, poate un jucător, unul dintre ei, în cadrul echipei, are mai puțin efect decât ar avea celălalt și atunci îl prefer pe celălalt pentru că are mai multă influență în cadrul grupului și îți dă mai mult, ție mai multă încredere ca antrenor și mai departe. Dar când amândoi jucători sunt la același nivel ca valoare, nu cred că tu vei face levele sapă la bun pe bancă și îl vei băga pe ăla mai puțin bun în teren. Cum povestește Zlatan Ibrahimovic în cartea lui, au fost multe momente când a simțit că echipa nu-l vrea. Deși era incontestabil un mare jucător. A ajuns în medii în care a știut că el nu va face niciodată parte din acea familie, cum ziceam, din acea frăție. Bine, Zlatan în cartea lui spune anumite lucruri pe care, sau și personajul pe care eu cred că îl interpretează pentru că îl cunosc. Îl construiește, da. Și îl știu că el e diferit de ceea ce lasă el să vadă. Serios? E și asta. Da, e un băiat normal ca noi, sensibil, un băiat care știe de prietenia, apreciază prietenia, aroganța pe care îl afișează în personajul ăsta pe care el îl interpretează acum. E și faptul pentru că probabil asta îi aduce lui, eu știu ce aduce, nu spun ce aduce, faimă, bani și așa mai departe. Dar Zlatan a avut și el un comportament când era mai tânăr, nu acum. Ați fost colegi pe undeva, cred. Da, dar nici la Juventus. Mai înainte avea un comportament care era puțin iritant pentru ceilalți dintr-o echipă, pentru că totuși trăiești într-o echipă și respectul trebuie să-l dai tuturor celorlalți. Dacă și Adrian Mutu cum era în echipele acestea atât de mixte, cu personalități atât de puternice? Au avut și momente când probabil am iritat anumite persoane, anumiți colegi, dar n-am făcut-o cam vrut, probabil, cu tinerețea și atunci când ești tânăr și neexperimentată, probabil faci un anumite greșeli. Dar în timp mi-am dat seama că ca să reușești și să atingi un nivel de performanță, trebuie ca și ceilalți să tragă puțin pentru tine. Pentru că în spatele tău, fiind atacant, în spatele meu aveam și mijlocași și apărători. Și prima pagină o face atacantul de cele mai multe. Da, el și-a gloria, dar cum le spun, aici intervine antrenorul când te așează din nou cu picioarele pe pământ și îți spune că, de fapt, tu ești finalizatorul unei acțiuni purtată de echipă întreagă. În viața noastră antrenorilor, noi vedem tot. Noi vedem și acei jucători și apreciem foarte mult acei jucători care au puterea de a se sacrifica pentru echipă. Ați visat să spuneți în viața noastră a antrenorilor, adică asta a fost așa o proiecție când erați încă jucător? Nu cred că se gândește nimeni că o să fie antrenor decât spre sfârșit.
rămân la ideea că jucătorul se gândește la el însuși. Când treci la antrenorat, atunci trebuie să fii altruist și să vezi de lucrurile în ansamblu, în mare. Atunci devine o problemă și îți trebuie timp să studiezi, îți trebuie timp să te adaptezi, îți trebuie puterea de a accepta acest lucru și, eu știu, capacitatea de a oferi lucrurile astea, pentru că dacă nu ai și a transmite anumite lucruri, nu ai. Vorbim aici la Federația Română de Fotbal. O sală cu greutate în care, ca să poți intra în ea, treci pe lângă o sală care se numește Nicolae Dobrin. Și mă gândesc că ăsta chiar a fost un privilegiu să-l aveți antrenor pe Marele Dobrin la un moment dat. Nu numai antrenor, a fost, nu pot să spun, prieten, pentru că diferența de vârstă e foarte mare, dar a fost o persoană cu care eram în contact aproape în fiecare zi. Eu, locuind foarte aproape de stadion, veneam numai la stadion să mă joc, iar de multe ori întâlneam și venea Gicu jucând tenis. Și normal că exersa mult și unul contra unul, e ceva ce mai... Unul, când spun unul contra unul, nu neapărat eu când iau mingea și atac cu mingea un fundaș și încerc să-l driblez să dau gol, dar și scăpând singur cu portarul, un unul contra unul, cum să marchez. Au fost lucrurile astea care o făcea de multe ori excesiv după antrenamente și chiar pe vremea aia, nu că mă enerva, dar deveneam saturație așa în... Iar facem asta, iar în fiecare zi și el îmi spunea, taci din gură că să vezi că asta o să-ți trebuiască. Și ce pot să spun acum și în cariera mea, o spune în golurile pe care le-am dat, că de câte ori scăpam unul contra unul, ratam foarte rar. Adică de multe ori am dat gol și probabil și din, ca să spun așa, datorită lui. Antrenamentul pe care l-am făcut cu Neagicu. Era un om generos, era dintre cei generoși care vroia să dea și altora din ceea ce știa. Da. Ce vorbeam puțin mai devreme, personalitățile adevărate, puternice, care transmit. Era într-adevăr și, bineînțeles, un personaj care era foarte respectat. Adică vorbeai de fotbaliști genii, l-aveam în față eu, am avut privilegiul de a-l avea și păcat că n-am profitat mai mult, ca să spun așa, de experiența mea. Dar de Gică Hagi ați profitat? Cât am fost la lot, da, și chiar mult. Am avut și am o relație specială cu Gică și acum vorbesc la telefon cu și mai faptul că a fost idolul meu și că într-un final după am fost și colegi la echipa națională și faptul că am luat numărul 10 de la el și faptul că am devenit naș și fin și mai departe. Stați așa la balotaj cu numărul de goluri înscrise. 35 fiecare. Da. E ceva. Eu mai puține meci. Cu Gica am avut seri când stăteam la cină, de la 8, 7, jumate, 8, până la 4-5 dimineața. Și vorba numai de fotbal. Hagi are capacitatea a vorbi de fotbal pe care puțin o au. Și la intensitate foarte mare. Ce fel de miză are Adrian Mutu ca antrenor? Faptul de a crea echipe, de a produce rezultate pentru România. Acum vine o probă de foc. Deci ce se va întâmpla în această primăvară? Nu e problemă, suntem pregătiți, așa o să fie tot timpul și îmi doresc. Uite aroganța lui Ibrahimović aici, de da? Ce? Vezi? Asta se dobândește sau te naști cu ea? Ai conștiința faptului că... Conștiința faptului că trebuie să declar că ai o încredere. Haideți să o disecăm așa. Faptul că ești arogant înseamnă și o, să spun așa, că ai încredere în tine. Faptul că eu spun că nu e problemă și că mi-aș dori toată viața să am parte numai de astfel de lucruri, înseamnă că sunt antrenez la un nivel înalt. Iar eu ce le doresc jucătorilor mei e ca de meciuri numai de astfel, de meciuri tari și cu o cărcătură emoțională puternică să aibă o parte. Înseamnă că sunt cel mai înalt nivel. Cu cât timp înainte se adună echipa sau cât de des reușiți să vă vedeți până se va juca? Păi nu, noi perioada asta e o perioadă dificilă pentru toți, deci sperăm să avem mai mult de 7 zile. Spun mai mult, mă refer în jur de vreo 8-9, sper. Dacă nu, să avem 4-5 zile și după aia începe primul meci. Cât se stă pe teren pentru un antrenament? Câte ore? O oră și un pic, dar e vorba de calitatea antrenamentului. Și de... Un antrenament pe zi? Și două antrenamente pe zi, da. E vorba de calitatea antrenamentului, e vorba de să-ți dai seama cât de mult... primește el informația și o asimilează. Pentru că tu
să ai în cap, să spun, o oră jumate să faci un antrenament, dar tu vezi că după o oră, o oră și 10, totul, jucătorul deja e pregătit, e asimilat informația, face mișcările care trebuie, se comportă așa cum vrei tu și atunci îl oprești, nu are rost să-l încarci. Și stați împreună, vă uitați la adversarii, studiați? Stăm împreună, nu, noi facem asta, antrenorii. Deci nu împreună cu echipa? Nu, e și ziua când le prezentăm ei, adversarii cu care jucăm și încercăm să le oferim cât mai puține informații, pentru că din experiența mea de jucător, atunci când antrenorul îți oferă foarte multe informații, pe unele le pierzi pe drum, fără să vrei, asta e. Și atunci încercăm ca din toate informațiile astea pe care le avem despre adversar să punctăm și să fie alea care trebuie, într-adevăr, și le sunt ajută. De folos, da, și ajută, da, să câștige un meci. Suntem în timpul în care ședința nu mai durează ca pe vremuri 2 ore, cum eram eu, aveam antrenor care îmi prezentau 2 ore. Adversarul, da, și ieșeam de acolo, ieșeam cu mai puține informații decât dacă faci 20 de minute. Da, în care, nu știu, 12 minute prezinți adversarul, 8 mai vorbești între timp, ce sunt imagini. Adică totul, nu știu, poate și jucătorul a evoluat într-un fel. De acum am uitat și la băiatul meu, băiețelul meu, la 4 ani, știe să scrie pe telefon. Și băiatul cel mare are? 18. Face fotbal? Nu, face basket. Face basket. Sper că asta mi-i să fac. Da, și... Că fetele sigur nu fac fotbal. Nu. Era cam ciudat să fac, adică în sensul că, nu știu, chiar dacă aia cea mare, la un moment dat juca, chiar și o cheamă și Adriana. Zic, uite, bă, ce noroc am. Trăine, zic, dacă era Mario și nu era Adriana. Și între timp și Adriana s-a apucat de tenis. Tenis. Și bravo ei. Și sora ei? Nu, Maia cu cântatul, nu are treabă. Iar Tiago e cu mingea, acum să vedem. Pentru mine, copiii... sau ce vor ei să facă pe viitor, e doar la alegerea lor, pentru că eu știu din propria experiență că nu m-a îndrumat nimeni. Eu am fost cel care ceream, vreau la fotbal, vreau la fotbal, vreau la fotbal. Nu știu dacă împingi un copil de la spate să ducă la un sport pe care nu-l dorește sau nu-l simte în inima lui, știu unde va ajunge. Bunica acestor 4 copii, mama lui Adrian Mutu, ce mai comentează acum? Cum vă talonează cumva cariera? Păi cam la fel, numai că acum schimbă din jucător la antrenor. Cam același lucru. Are și sfaturi la telefon? Ei, da. Noi suntem în România, că îmi ziceai mai devreme că toți vrem. Da, toți ne pricepe foarte bine. Suntem 22 de milioane de antrenori, nu există. Inclusiv doamna Rodica Mutu. Inclusiv și mama, și tata, și soția, și soacra, și până și el amic mă ceartă. A, da. Până acum n-a avut ocazia să mă certe, dar să sperăm că nici nu o să aibă cât de curând, mai încolo. 20 de ani, în fine, au trecut de la deplasarea asta de care tot povestim, de la Milano. S-a schimbat foarte mult epoca și starea de spirit a oricărui jucător de fotbal. Oricât ai încerca, nu te poți rupe de acest telefon, de o tabletă care îți vine cu informații, inclusiv cu informații care... cred că râcâie, care sunt atâtea lucruri pe care internetul le aduce, comentarii din presă, sunt site-uri care demolează, care construiesc, unele laudă prea tare, altele pun prea mult la colț. Cum se gestionează genul ăsta de informație? Cum se gestionează? Aici noi avem noroc, la Federația Română de Fotbal, avem life coach, avem psihologi, avem oameni care ajută jucătorii, stau lângă ei și chiar și pe mine ca antrenor. Cum am gestionat eu faptul ăsta, am încercat să citesc cât mai puțin și să nu dau importanță nici când sunt foarte lăudat, dar nici când sunt foarte criticat. Adică eu de mic îmi dădeam note singur când jucam și nu cred că mi-am dat niciodată 10. Adică încercam să fiu cât mai obiectiv, chiar dacă e foarte greu. Trebuie să rămâi tu, indiferent de... Da, tu poți fi vulnerabil, poți fi speriat, poți fi emotiv. Știu, sunt tot felul de personalități. Nu să-ți dai niciodată seama că nu mai ești tu. Dacă, dacă cineva de aici, pe cineva în jurul tău și aici, importantă familia, să te mențină cu picioarele pe pământ. Dar cred că cel mai important e să jucătorii să fie ajutați, să înțeleagă acest fenomen, pentru că e foarte ușor să ții puțin aripi atunci când te laudă
cineva, dar exact cum spuneam, ei nu trebuie să uite că e foarte ușor să ajungi bun. Dar e foarte greu, și aici pot să întrebe pe Simona, e foarte greu să te menții foarte bun în timp. Un meci nu schimbă nimic. Un meci după, s-a terminat meciul, a doua zi e istorie. De-aia și la noi se spune, joci un meci, te bucură-te în seara aia și uită și începe să te antrenezi și mai tare. De ce să te antrenezi și mai tare? Pentru că pretențiile cresc. De-aia le spun tot timpul, cu cât sunteți mai buni, pretențiile oamenilor cresc din jurul vostru, așa că trebuie să fiți din ce în ce mai buni. De la cine are pretenții majore antrenorul Adrian Mutu în această etapă din viața echipei de tineret? Care sașii? Eu cred că echipa e asu. Atunci când ești echipă, după aia, single-ul vine afară și geniile care au execuții, jucătorii care au execuții, poate să-și arate talentul atunci. Avem genii în această echipă? Avem, normal că avem. De exemplu? De exemplu, portarul Vlad care apără, fundașii care bagă alunecări și dau cu capul, mijlocașii care alergă peste tot sau vârfurile care dau goluri. Deci fiecare poate fi într-un moment. Exact. Primul meci va fi cu Olanda. Ce fel de adversar vi se pare că este? Păi dacă ne gândim că echipa care a marcat cel mai multe goluri în preliminarii, n-am spus totul, dar seama că sunt buni. Ungaria? Și dacă nu erau buni, spuneam că sunt buni, numai la ce între noi. Și nemții? Nemții ne-au bătut în semifinale, așa că e vremea revanșii. Acum 2 ani. Începem să judecăm lucrurile și așa. Avem o echipă cu istoric deja la nivelul acesta. Deși sunt tineri? Deși sunt tineri, sunt niște băieți care au scris niște pagini în istoria națională de tineret și nu numai. Și a fotbalului românesc, e important. Cred că e timpul ca ei să treacă la alt nivel și să arate tuturor că putem obține ceva mai mult decât atât. Pentru că, în primul rând, e meritul lor și va fi tot timpul meritul lor, pentru că ei sunt actorii principali. Vă mulțumesc mult și sper să ne întâlnim poate chiar mai vesel de atât după ce terminați aceste două luni de meciuri. Dar stați, câteva trebuie să vă mai întreb ceva, că altfel o să mă acuze oricine că chiar n-am venit cu toată curiozitatea pe care publicul are vis-a-vis de Adrian Mutu. Ce ați mai făcut cu imensa datorie de milioane de dolari pentru care v-ați judecat în tribunale către clubul Chelsea? Ați achitat-o, s-a închis povestea. Tot se vehiculau niște firme, niște cifre imense. Nu știu, nici eu nu știu ce s-a întâmplat. Timpul a rezolvat într-un fel sau altul. Timpul a făcut dreptate, ca să spun așa, într-un fel sau altul. N-a fost o epocă simplă. Nu. A fost o mare provocare, cred că și profesional și uman. Nu, a fost foarte grea, dar cred că nu eram cine sunt acum dacă nu făceam ce am făcut. A fost o lecție foarte bună pentru mine, dar procesul prin care am trecut a fost unul destul de chinuitor și care nu i-aș dori nimănui să treacă, dar ce am învățat eu personal din acest lucru mă ajută enorm în ceea ce fac acum și cum sunt acum. Eu aș spune că sunt foarte puțini și istoria sportului e scrisă deja. Cei care reușesc să depășească astfel de momente sunt oameni care au rămas îngropați de căderi de genul acesta, care nu s-au mai repliat niciodată, care au rămas cumva cu acele titluri. Cum e? Să încheiem așa cum. Nu contează câte ori cazi, contează de câte ori te ridici. Adrian Mutu la Rețeaua de Idoli, vă mulțumesc frumos și vă ținem pumnii. Cam vreo 22 de milioane și doamna Rodica Mutu. Mulțumim! Eu vă mulțumesc!